În semn de protest, angajații penitenciarului din Târgu Jiu au ieșit în curtea unității purtând banderole albe. Agenții de penitenciar sunt nemulțumiți de politica salarială. Am venit să susțin sindicatul afiliat Federației Sindicatului din Administrația Națională Penitenciarilor în continuarea demersurilor inițiate de organizația noastră sindicală la nivel național, în vederea continuării calendarului stabilit de către acestea. Plata orilor suplimentare. În continuare sunt 1 milion de ore neplătite. Ce credem noi că ar fi cazul să ni se plătească. O a treia revendicare ar fi stoparea împuternicirilor ilegale. Cerem domnului ministru să rea concursurile de ocupare a posturilor vacante în ceea ce privește managementul superior. Protestatarii mai reclamă condițiile grele de muncă și amenință cu întreruperea lucrului. O altă nemulțumire se referă la pensiile mici ale celor care ies din sistem.